Vă salut și bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicola în Alban și în acest tutorial vreau să vă prezint modul de a alege ramurile de rod înainte de a ne pune la altoit. Pentru început, haideți să vorbim un pic despre altoit. Noi știm că altoirea se face pentru a pune doi indivizi să conviețuiască împreună, să facem un singur individ, de fapt. Ei vor conviețui atâta timp cât le permite caracterele. Dacă ei sunt au caractere apropiate sau aproape la fel identice, să spunem așa, nu există așa ceva, dar cât mai apropiate, apropiat, ei vor conviețui foarte mult, mulți ani de zile, până la bătrânețe. Dar dacă caracterele lor nu sunt potrivite, ei vor trăi într-o contradicție permanentă, dominația va fi când de o parte, când din alta, până când un individ cedează. De regulă cedează individul altul, adică partea superioară, partea coroanei iar rădăcina va rămâne în viață și va genera alți răstar noi pentru a forma tulpina proprie. Deci asta e filozofia altoirii. De aceea noi trebuie să respectăm regulile de bază, adică facem altoiri semincioase pe semincioase, sâmburoase pe sâmburoase și mai departe Problema este mult mai tehnică, dar măcar atât lucru să știm. Bun, haideți să vedem acum cum recoltăm o ramură altoi. Ramurile altoi, să știți, eu am pregătit aici câteva ramuri. Ramurile altoi, să știți că nu sunt cele mai bune cele din interior. Deci alea trebuie ocolite, pe interior unde nu este lumină, trebuie ocolite. Sau din lăstarii lacum, la fel, trebuie ocolite. Ramurile bune sunt cele care au lumină, Mugurii lor sunt deja bine pregătiți pentru altoire, au lumină, s-au hidratat bine, sunt bine hrăniți, au fotosinteză, au tot ce le trebuie, au mesaje bune în ei pentru a pune în aplicare altoirea. Bun, și haideți să vedem acum, a recoltat ramuri bune, da? Care muguri sunt buni de pe ramura respectivă? Că nu toți mugurii sunt buni pentru altoit. Ca să facem o altoire bună, să avem natabilitate pe suprafață sau chiar pe un pom, de exemplu, a pus patru altoi, să iasă patru altoi că în primăvară patru ramuri. Întotdeauna alegem în zona de mijloc a ramurii. Deci nu luăm nici partea asta de început, de la bază, nici partea asta superioară. Ce parte de mijloc? Și haideți să vedem de ce. Trebuie să știm și de ce, ca altfel mai pun și de pun și de Partea de jos, noi știm că în pom, când ne uităm primăvara, duceau vara, când pornesc în vegetație, că lumea începe să ramifice. Eu n-am văzut și nici dumneavoastră n-ați văzut că se de la bază. Ramurile ramifică de la partea de mijloc, inclusiv în vârf, sau cel mai bine în vârf. Dar... <coughs> deci, excludem partea de la bază, o scoatem. Am spus de ce? Pentru că nu ramifică, nu sunt pregătiți mugurii să pornească în vegetație imediată primăvara. N-au acest mesaj eliminăm. A rămas acum partea superioară a ramurii. Partea superioară a ramurii are muguri buni, dar nu sunt pregătiți suficient pentru a porni în vegetație. Nu au încă sub multă substanță acumulată, adică substanța necesară ca să reziste peste iarnă și în primăvară să plece. Ei încă sunt în stare erbacee, nu au putere. Și atunci cum facem? Tragem de ramură în jos până unde este gata să plesnească. De aici, vedeți? E aproape să plesnească de aici. Am scos partea asta, pentru că asta nu este pregătită, nu are muguri pregătiți pentru uh, iernat. După ce am făcut acest lucru, avem ramura care a oprit-o noi. Bun, mai facem una ca să vedem. Asta este o ramură de plumb, vedeți? Aici e ramură de anul 2, de anul trecut, care a și ramificat, vedeți, în partea superioară. O eliminăm prima dată de aici și avem ramura care a rămas. Partea de sus, vedeți, o eliminăm de aici și de la bază mai eliminăm o porțiune. Asta e ramura bună rămasă. Ce facem după aceasta? Imediat următoarea mișcare este să eliminăm frunzele prin scurtare pețiolului, da? Scurtăm pețiolul, așa cum am zis, punem foarfeca, contra lama pe ramură și tăiem. Răsucim cu mâna de fiecare dată ramura și facem această tăiere. Vedeți, dacă facem această sprijin pe ramură și facem această tăiere, vom avea aceeași dimensiune a pieciorului rămas. Este foarte simplu, nu trebuie să măsurăm. Dacă faci, folosim alte foarte pe alte poziții, va trebui să fim atenți cât tăiem. trebuie să rămână o porțiune mică, 5-6 mm acolo. Și atunci, dacă facem așa, nu greșim, vedeți? Răsucim ramura cu mâna și vine în fața ce foarfece, să o ținem pe loc practic. Și avem aceeași dimensiune la fiecare pețiol tăiat. Facem același lucru și la ramura de piersic. Asta este o ramă de piersic. Și o să vă spun acum ce se întâmplă cu ramura de piersic. Deci facem același lucru, rotim în fața foarfecei, să vină și numai executăm tăierea. Am obținut aceeași dimensiune pe toată suprafața. La piersic noi știm că avem muguri de rod, dar avem și muguri vegetativ, deci avem muguri mixti. Și e posibil, foarte posibil, ca în primăvară să avem și un mugur vegetativ pornit, dar avem și flori. Trebuie să avem grijă ca flori să le eliminăm. Deci dăm florile jos, rămână mugurul vegetativ atunci când pornești, când... Degetație. Deci cam asta a fost uh, e, ideea care a vrut să vă relatez. Este foarte important să știm să alegem ramurile de rod, care sunt ochii, de ce sunt bune de ce nu sunt buni ceilalți și așa mai departe. Dacă v-a plăcut acest tutorial, vă rog dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum pentru că este un canal gratuit, dați mai departe pe canalele de socializare să vadă ceilalți ceea ce am vrut să vă spun. La revedere și succes pe toată linia!